Mâine de la ora 17 pe stadionul din Râmnicu Sărat se vor afla față în față echipele ce ocupă primele două poziții ale clasamentului Ligii a 4-a, Olimpia Râmnicu Sărat și FC Puiești. Până în prezent, râmnicenii nu au nicio înfrângere, singurele puncte pe care le-au cedat în acest sezon fiind în egalurile contra formațiilor Voința Lanuri și Petrolul Berca. În schimb, fotbaliștii de la FC Puiești au pierdut 3 puncte în meciul din tur cu Olimpia Râmnicu Sărat și un punct în egalul cu Voința Lanuri. Elevii pregătiți de principalul Marius Târâlă și de secunzii Sorin Bodoc și Ionuț Popa s-au pregătit intens pentru acest meci și sunt încrezător că mâine vor face un joc bun. Ei fac apel la suporteri să vină în număr cât mai mare la stadion pentru a le fi alături în speranța că la sfârșitul partidei se vor bucura împreună de un pas uriaș făcut spre promovarea în Liga 3-a.